Asta înseamnă că tot Bucureștiul se știe că acolo unde e o firmă de pocăiți, te poți duce acolo, că te întâmpină cu zâmbet, te tratează ca om și nici într-un caz nu te înșală, pentru că oamenii ăia nu mint, nu înșală. Când vom crea cultura aceasta și când toată lumea va afla că este această nouă cultură, atunci oamenii vor putea zice, hai să comparăm cultura noastră tradițional românească cu cultura acestora. Eu vă invit, dragii mei, la o aventură nouă. Vă invit la un început nou. Vă invit să luați în serios Constituția Împărăției lui Dumnezeu, care e predica de pe munte, Matei 5, 6, 7, și predica de pe câmpie, din Luca 6. Să ne învățăm pe de rost. Să începem să gândim în felul acesta. Și să spunem, așa vrem să fim, așa vrem să gândim, așa vrem să ne comportăm, pentru că aceasta e noua cultură pe care Domnul Iisus vrea să o implementeze în România. Amin. Și noi nu ne mai rușinăm că suntem pocăiți. Toată lumea va trebui să știe, domnule, cei mai mari oameni de cultură în România sunt pocăiți. Că ei au cultura lui Hristos. Amin. Au cultura cerului. Amin. Au cultura împărăției lui Dumnezeu. Noi nu mai fugim de cultură, noi suntem creatori de cultură. Și noi trebuie să dăm exemplu aici. Împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus, e în voi. Împărăția lui Dumnezeu e în familia voastră. Împărăția lui Dumnezeu e în Biserica Philadelphia. Amin. Și împărăția lui Dumnezeu e mâine dimineață când te duci la serviciu. Amin. Noi dăm ungere pentru slujire. Frate Oros, ar trebui să introducem ungerea pentru slujire de lunea până vinerea. Pentru că de luni până vineri, noi mergem pe câmpul de misiune, unde noi trebuie să ducem cultura împărăției lui Dumnezeu. Și toată lumea să știe, oamenii aceștia ne confruntă cu o cultură nouă. Câteva din gândurile astea le aveți în cartea aceasta, repet, sunt trei broșuri acolo, se dau numai împreună, toate trei, dar acolo găsiți și cartea despre Costache Ioanid, Costache Ioanid, poet al tainelor. Și cu asta, încă o dată, țineți cont, țineți minte. Noi, în seara asta, am făcut un act de cultură. Ne-am adus aminte de mari oameni din istoria noastră. Și ne-am adus aminte de acest om mare care în tinerețe a fost artist de teatru, a fost redactor la unei reviste, a fost regizor de teatru, a fost pictor, a fost poet. Și Domnul Iisus l-a luat și l-a făcut al lui. Și el n-a fugit atunci de cultură. A creat o cultură nouă și ne-a dat cultura Domnului Iisus. Și noi îl semnalăm ca pe un creator de cultură și am venit în seara aceasta să vă provoc pe toți să începem să fim creatorii de cultură a împărăției lui Dumnezeu. Creatorii culturii cerului,
pentru că noi suntem o colonie a cerului aici pe pământ. Reprezentanții Domnului Iisus care confruntăm România cu cultura cerului. Și toate câte le realizăm, spunem cu Pavel în Roman 15:18, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu ce a făcut Hristos prin mine. Toate câte le-am făcut, Hristos le-a făcut prin noi. Noi suntem doar extensia Lui în afară. Noi suntem mădulare ale trupului Lui. Și Domnul Iisus vrea să înceapă o lucrare nouă în România, să creeze cultura cerului prin noi. Și noi totdeauna îi vom da Lui slava, cinstea și onoarea.